Ioan Gură de Aur a fost arhiepiscop de Constantinopol, una dintre cele mai importante figuri creștine, considerat sfânt deopotrivă în Biserica Răsăriteană și în Biserica Apuseană, care îl venerează cu titlul de doctor al bisericii. Aș vrea să vă spun măcar un îndemn sau o cugetare a Sfântului Ioan, care spune că dacă Dumnezeu ar pedepsi pe fiecare după păcatele sale, cu siguranță că n-ar mai exista omenirea și n-ar mai avea posibilitatea să se mântuiască. Iată cât de frumos este poate și un răspuns pentru cei care așteaptă de fiecare dată, ca în urma unei greșeli, a unui păcat, imediat să vină și pedeapsa. La slujbă, astăzi preoții le-au vorbit credincioșilor și despre Marele Post al Crăciunului, care începe de pe 15 noiembrie. Enoriașii au venit în număr mare la biserică, mai ales că este ultima duminică dinaintea începerii acestuia. În fiecare duminică e important și la toate zilele de sfinți care sunt alături de noi și la ei ne rugăm, că lor trebuie să ne închinăm și să ne rugăm prima dată, a doua oară la Maica Sfântă și ultima dată la Domnul Iisus Hristos. Am venit cu bunica mea și vin în fiecare duminică și îmi place foarte mult să vin la biserică. Postul cu adevărat este postul cel care lăuntric, cel sufletesc, postul din care izvorăște bunătatea, din care izvorăște milostenia, din care izvorăște până la urmă credința că prin înfrânare de la tot ceea ce este rău, Dumnezeu ne vede și ne așteaptă acolo mult mai curat și pentru a ne premia într-un fel pentru această nevoință noastră. Situat pe calea Târgu Jiului din Drobeta, Turnul Severin, lăcașul de cult a fost ridicat pentru a servi credincioșilor din zona de est a municipiului. Piatra de temelie a bisericii a fost pusă în data de 10 iunie 2007, iar a doua zi au început lucrările pentru turnarea fundației. În 5 luni s-a reușit ridicarea demisolului acestui lăcaș sfânt de cult, ce va fi folosit ca paraclis până la terminarea construirii bisericii.